Salut și bine v-am la un nou episod. Suntem aici pe Bass Simulator alături de Gamer Zombie Jam. Canalul lui în descriere. Și suntem alături de Mario, care nu vrea să vorbească acum, că are mult de editat. Canalul lui în descriere. Cum să vă spun lui? Am spus că-s doar pe fundal, cred că s-a auzit puțin. Bine, dar în fine, hai să continuăm. Hai să vă spun, el are tirul acela mai slăbut, deoarece eu am stat și am legat ca nebunul, ca dobidocul. Păi știu. Mai bine, bine că recunoști. Și am făcut o grămadă XP și ai făcut 20.000 de minute. Eu am 8.000 de XP și m-am jucat aproape 20 de minute. E, ăsta are 20.000 de XP. Hai, du-te! Hai, colegul, hai! Hai să începem roleplay-ul. Hai, colegul, du-te! Dar ai fără să intri primul sau așa ceva. Da, păi, dacă mergi... Aolo... Nu vrei să știi cât de greu mergi. Bă, dar dă și tu semnale, ca să știi. Hai că am început. Aolo... Mamă, dar ce greu se controlează din volan, nu știu, mie așa nu-mi place. Păi, la mine e verde, mă! Păi, o să-mi iau să-mi dea... Pe lângă mine, dacă e verde la tine. Păi, mi s-a pus roșu, mulțumesc. La mine mi s-a pus roșu, fix acum. Mulțumesc, bă. La mine s-a făcut verde, perfect. Păi, filmăm și noi amândoi sau cum? Te ruși tu primul, cum? Păi, asta e viața. Că la tine e verde, pe la ce chiri și amendă la tine pe rog. Știu, dar nu mai stau acum, că deja am 150 XP pe minus, că am intrat într-unul, că încercam să mă parchez lângă ăsta. Hai că e verde. Bă, dar tu te-ai dus în față! Tu te-ai dus în față, bă, nebunule! Hai, mai repede, că nu mai pot! Nu intru, bă, țăgane! Stau regulamentară, ce-a regulamentară? Am 250 de XP, deci ne-am treabă. A, păi știu. Eu să am acum mai probabil vreo 50 sau 100. Că zi, am intrat într-unul, încercând să mă apropii lângă tine. Dar în fine! Are, bă, mai intrat o dată, gata. Eu trebuie să iau pe panta asta, neapărat, că mănâncă pe jocul. Ce? Să aduc pe mine partea asta. Să pun eu frâne. Bă, băieții, acest episod îl postez. Bă, în ce dată suntem așa? Pe 18, că nu mai sunt să numărăm zilele. Să zic, suntem mai... Postează-l direct astăzi. Păi da, direct astăzi. Ca să fie surpriză pentru abonații tăi. Bă, fraților, văd că am scăzut zi, am avut 20 de abonați. Ceea ce vă mulțumesc foarte mult. Acum 19 înseamnă că e trist. Hello, darkness, my old friend. Puțină engleză pe la colțugurii. A, bă, fiți atenți, fraților. Deci, acest om joacă Mario. Dă-i salut, bă, și tu. De politicosule. Deci, omul ăsta se joacă stand-off. Bă, mai zi o dată câte ore ai în el. 130 ceva, dar deci, cum nu intra mine. Deci, ca să vedeți și voi. Tot. Bă, păi, na, jucând ca Robert, ca terminat. Robert, am intrat bă, nu, practic, el a jucat ca un handicapat. El a jucat ca... Bă, care cunoști. Să presupunem că a fost imaginația noastră și... Bă, lași cu imaginația, cum să fie și aia imagineții? Imaginația bravo. Bă, zici că suntem pe driving school, pe genul, pe mapa aia, unde facem noi cursele, mă. Ia uite, bă, ce curbe vin. Da, tirul meu e praf, merge cu 47. Al meu merge cu 40 la deal, bă. Asta e că autobuz, toate autobuzurile, autobuzele, scuzați-mă. Autobuzele, bă. Gramaticală. Mie că... Bă, al meu e în plafonare, la 48. Deci, drumurile acestea sunt făcute praf de videopop. Adică... Eu te ia ținea la maxim, dar se duce, adică, de exemplu, zici că e la întreia, dar se duce... Bă, dar totuși, pentru un joc, free
Și pentru Android este chiar un joc bun pentru unii. Pentru unii. Pentru asta îi dau un plus. A, și mai ales în... Da, pe Driving School, să bage și el parolă. Că noi încercăm să filmăm episoade de roleplay cu polițiști și rastă. Și nu putem, că intră alții cu net pe zi. Cum se zicea, Mariu? Pe pungă. Pe pungă, așa, sau cum se mai zicea. Și pe sermă. Și ne strică nouă filmarea. Și avem și lag. Asta e partea a doua. Da. Eu cred că o să stai într-un drum, vreau să mă duc pe drumul ăsta. Stai așa că ăsta nu se aude. Bă, vino la mine să mă vezi. A, gata, hai că am ieșit. Mă suspendasem. Cât mai zi o rată, Mario? 149 de ore și am tras în total vreo 200.000 de gloanțe. Deci ați auzit, ok? Nu mi-am tăiat ce, bă? Ha, nu. Eu încă mai sunt, dar zi, m-am suspendat o leacă. Bă, deci tirul meu la urcare este în plafonare la 49. Da, mi-am ieșit aproape. Aolo, dar nu-mi place cu volanul. Aolo, ce ciudat e. Eu joc numai din butoane. Așa e, de familie. Taci, bă. Bă, e unul la mine la școală, un țigan, care îl cheamă... Numele lui de familie e Putreanu, bă. Bă, dacă te uiți la acest videoclip, îmi cer scuze, da? Deci este o glumă. Puțin engleză pe la... Salut! Just a prank, bro. Just a prank, bro. What I mean? Putreanu, bro. Ah, mă lăbici. Ha, bă, nu vă așezează. Eu... Bă, fii atent. Dacă eu sunt în Anglia, în Birmingham... Fii atent, nu, dar fii atent, Mario, zice ăsta, se vorbește la școală. Bă, fii atent, a zis ăsta, bă, dar la voi la școală chiar se vorbește engleză? Deci, ca să vezi imaginația omului. Bă, dacă la voi mai vorbește voi, mai parliți așa română, așa. Nu, pe dacă e școală de engleză, aulu! Știi mojo-ul ăla care puteți, da? Da. Dacă mi-ai dat video-ul, ți-aș spune unde mojo-ul și cum spunea el aia. Nu, dar a fost gen până să încep eu școala. Gen. Da. De capul meu, și era periscop. A murit autobuzul meu, nu mai urcă. Gata? Plafonare. Am berit, oare bă, acum scade autobuzul meu. Bă, dar tu eu cât XP ai? Că eu am 570. Cât ai, mă? Eu am 970, că nu știu ce să fac. Bă, what the fuck, mai urcă tirul meu. Nasol, bă. E era târzi. I-ai stricat motorul. Bă, nu știu ce era să știu. Bă, dar e bine că nu mai întâlnim și noi semafoare. Că stăm prea mult. Hai că eu mi-am lovit deja tirul. Bă, bă, că urcă, din a doua nu mai are putere. O timp frumos așa, pe la 2000-3000 de turi cât are. Am 820 de XP acum. Eu acum o să urc doar cu jumătate, cu atât de ea. Bun, și dacă nu îl știați pe Mario, canalul lui în descriere face o treabă chiar foarte, foarte bună. Adică săracul acum nici nu intră, că el trebuie să stea la editat. Și unii hateri intră la el să-i dea dislike. Dar asta e partea a doua. Că dacă îi prinde omul ăsta pe stradă, ți face terci. În sfârșit, a dat cu a doua putere, a avut putere de cap. Eu sunt la a patra. Haide, bă, nu mai urci, că sunt în spatele tău. Eu sunt fix în spatele tău. Haide, bă, că te aștept aici, în spate. La mea, dar reclamă. După filmare trebuie să vă spun ceva de apărare. Pe ce, bă, pe filmarea mea? Ah, ok. Ah, cred că știu deja. Are, bă, pleacă ăla tu. Deci. Ah, save 975. Ah, gata, s-a terminat cursa. Da, acum dau pauză și ne întâlnim la cea de-a doua cursă. Ok, fraților, cum a rămas să punem pauză? Ne întâlnim la a doua cursă. Bun, fraților, am revenit, suntem pe o altă artă.
tot cu nebunul ăsta, dar în fine, hai să continuăm, hai colegul, du-te-i. Tați în gât. Nu știu că trebuie să alimentezi mântii, tați-o bine. Nu fi te-ar alimentat, tu îți bagi joc de mine. Te-ar alimentat, tu stai că mă bag și eu pe aici. Trebuie să mă plătesc, taci, din gură nu te băga fiți. Aulu, hai că m-am băgat și eu. Hai, trei ciorată, toamnă, țigane. A, bă, că aproape intru în tine. Ia, bă, mie mi-arată că tu ai ieșit prin poartă. Bă, mie mi-arată că eu te șofer de mâna a doua, n-aveți ce să-i faceți. Am prins direct verde, ce vrei? Păi și eu. Haide mai repede că stau în curul tău. Și vezi că pute. Adevărat. Fapte în trafic, bă, ai dreptate. Fapte în trafic. Bă, ce mă enervează. Bă, fratilor, nu cer scuze. Mi s-a zi. Nu pot să mai zic acum, că na, probleme financiare. Zici și tu, mă rog, zici mai frumos. Să sune mai frumos, da? Vreau eu să zic dacă te-ai prins. Știi? Da, zic. Încărcătorul. Așa. Mi s-a bib încărcătorul că na, de. Nu, cu V. Nu, bă, stai așa că scriu repede în coment. În ăsta. Mai bine ziceai tu, zdrelit. Vezi că ți-am zis acolo, că am scris acolo. Să iei vorbă. Bă, dar prind toate roșurile. Deja mi-a venit boala. Bă, de ce are ăsta un noroc? Bă, de ce are ăsta un noroc? De n-ai nici calul n-a mai văzut. Eu bă, dar merg și eu rău cu volanul. Bă, fraților, nu, nu caut scuze. Dar zi și lui Robert ăsta. Zi, fes în cap. Că eu nu sunt bun cu volanul, gen... Puțină engleză pe la colțul gurii. Ai grijă. Ha. Deci, ce va... ce să fie? O combinație de... Să știi că, cum ar fi? Tu te frate... Light with Rubin. Yeah. Haolo. Bun, și mai avem încă un prieten rareș care n-a vrut și el să filmeze cu noi, că de. S-a băgat, l-a trimis tatii lui la culcare. Ce? A, 13, de ce? Face 14. Nu mă. Da, păi și crezi că mai îl aștept eu până la 3 dimineața? Păi a fost, băi, fes întors. Și încă mai este, mă scuzați. Bă, da, nu înțeleg de ce toată lumea se pune pe mine când filmez și eu. Bă, fii atent, acum vreo săptămână filmam și eu un episod de Minecraft. Bă, venea tata peste mine și mă întrerupeam. Acum e sora mea. Bă, stați așa, fraților, stați așa, fraților, că continuăm. Bun, fraților, am început și noi mai calmi. Bă, așteaptă-mă, bă, bă, țigane, bă. Deci mai mereu i-apărea noi în clipurile mele, adică creier, în care eu eram ăla care dădea drumul la filmare, acum îmi pare că dați sau altul. Bun, fraților, aia care venit, poate că eu aud chestia dintre filmări. Știu cât de nașma se simte. Da. Practic mai, și practic aud partea dintre spate, zici? Da. Eu acum mă tem că Ruben o să ia acolo și bucaia lui Mario și o să zic că s-a zis de mai. Hai. Bă, dar virează și ăsta? Deci nu mai crezi.
Băi, poate vrei să nu mai vorbesc cu tine, că ești fan BMW. Bă, la, chiar ăsta aveam aproape 70 la oricare, fără să te mint. Și tu cu un tir mai puternic ar fi trebuit să mă iei, dacă știi ce zic, ne? Da, și dacă nu știa, ții Mario chiar... Bă, i-am trecut pe roșu și s-a făcut dintr-o dată verde. Bă, fii atent, n-a intrat nici... A, poate n-am văzut eu pasageri. Bă, și nu se mai așezau. Bă, dar nu puteți să stați și voi la locurile alea din față, știi, gen, bă, bă. A, nimic, creier. A, hai să râdem. Hai că capul mă, frate, găsești numai verde, bă, eu trec numai pe verde. Asta e, bă. Na. Unii mai au și noroc în viață. Na, ce să le faci? Creier! Cum le mai zice vrășmaș, nu vrășmaș. Zi! Aoleu, a început ăștia cu vocea de făcută. Bă, bă, fraților, fiți atenți, înainte să începem noi videoclipul, ăsta s-a uitat la un videoclip cu Mickey Mouse. Bă, deci fii atent, ăsta s-a uitat la un videoclip cu Mickey Mouse și... Parodie. Păi și a început ăsta să râdă. Bă, Mario. Sara, poți să te termini, te râdă. Bă, și a râs. De i-a venit râul. De i-a venit boala fix acolo. Bă, o auziți pe sora mea cumva? Creier. Bun, deci filmarea încerc scuze. Da, filmez și eu cu cine nu mai pot. Bă, dar ia mai lasă-mă și pe mine să mă pot. Bă, să știi că așa. Bă, Mario, e ok dacă îți dau și ție videoclipul ăsta, că el are vreo 8 videoclipuri să le editeze și să le posteze. E ok dacă ți-l mai dau și pe al meu să le editez? Ha? Ce vrei să faci? A intrat prin mine, nu se pune, frate! La tine, bă, păi cum? Ce-a făcut verde la mine? Uu, de ce a intrat pe mine? Păi eu eram din banda peste... De... Ia uite, bă! Ia uite, mă! Adică, gen, să-mi faci și... Nu-mi trebuie intro, că mi-l fac eu repede. Decât să-mi pui și mie niște bip când vorbea sora mea. Ok? Gen acum. Da, 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 să știu. O să încerc să nu mai vorbesc nici cu sora mea care e zonă în urmă. Deci, fraților, știți, astăzi am făcut un anunț, mai de dimineață. Aoleu. Bă, nu ținea frânele. Ce să-i fac? Prieteni, am jucat un videoclip de... Nu am jucat un videoclip, ia uite. Vă vezi cum pasajerul a pus mâna pe gura mea. Vreau să așa, așa să spune, de ca 19. Am jucat și eu astăzi un videoclip de stand-off, de dimineață, care eu le postez mereu. Păi eu văd. E gen dramatic. Bă, deci fii atent. Am filmat și eu de dimineață un videoclip. De stand-off. De ăsta, de fuse. Bă, fraților. Deci se auzea sunetul în pușcăturile mai tare ca mine. Adică... Hă?
Stai, bă, în spate. Și era, fraților, dacă vă întrebați de la ce oră filmăm noi ca nebunii, este ora chiar 9. Adică creier. Bravo, Mario. Bun, fraților, am atât și cu acest episod, că noi am terminat aici. Păi am terminat-o, eu am terminat-o. Așteaptă un pic. Să vezi sus, să trebuie și urmă ce închide episodul. Hai. Bravo. A, deci, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Zic, cu voi a fost Ruben? Cu cine a mai fost? Mario. Și cu Mario și Gamer Zombie G. Așa, în fine. Link-ul lor în descriere, dacă place. Vă taci. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, cu voi a fost Ruben și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Hai, bă, închide filmare.